Salut! Astăzi vreau să mulțim o superbă mușcată curgătoare tiroleză. O vom mulți prin extragerea de butași din planta mamă. Am secționat o parte din această mușcată și am adus-o în casă. Aici, în balconul unde țin florile, începem procesul de secționare a acestor vlădițe. Din acestea eliminăm extremitățile, adică părțile prea moi, erbacee de la vârf și părțile prea dure de la bază care aproape că s-au lemnificat. Acestea, atât cele prea moi cât și cele prea dure, înrădăcinează mai greu. Așa că vom folosi Porțile intermediare. În felul acesta extrag câte un butaș format din 2 minim până la 4 noduri. Prima tăietură bazală o fac imediat la 2-3 mm sub un nod, după care las 3-4 noduri în funcție de mlădița pe care am recoltat-o. La bază va fi introdus în pământ și acolo se vor produce rădăcinile, iar deasupra se vor produce noi muguri. Este un procedeu simplu, iar acești butași îi introduc în niște pahare cu pământ pentru flori. Acest pământ pentru flori este achiziționat dintr-un centru comercial destul de bun. După ce am așezat toți butașii la locul lor, în aceste recipiente, trecem la udarea lor. Udarea se face cu apă de izvor sau chiar și apă de la robinet, care a fost lăsată 2-3 zile în prealabil cu dopul deschis să fie eliminat clorul. După care, butașii noștri rămân în acest loc luminos, dar ferit de razele directe ale soarelui. În circa o lună de zile, butașii vor prinde rădăcini. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi!